Festivalul Sibiul de Odinioară are loc în perioada 2-5 septembrie în Parcul Tineretului. 4 zile de concerte, party și armonia disco în retro cu NND, Geo da Silva, Vali Bărbulescu, Minor DJs și mulți alții. Evenimentul găzduiește și un street food park cu food truck-uri galonate. Cei mici sunt așteptați aici cu multe surprize și zone de distracție dedicate lor, ateliere de creație, se vor distra și se vor întrece în cadrul multor competiții atractive, atât pentru ei cât și pentru părinți și bunici. A devenit deja o tradiție pentru sibieni și turiștii care ne vizitează orașul să participe la evenimentul care aduce în fața publicului trupe și artiști consacrați de-a lungul timpului în muzica din România. Artistul Lino Golden a făcut mare scandal weekendul trecut în stațiunea sibiană Păltiniș. A venit cu prietenii să se destindă și să mai scape de forfota capitalei, dorind să închirieze niște ATV-uri și să petreacă timp în natură. N-a dorit însă să plătească pentru acest serviciu și i-a propus patronului un barter pe rețelele de socializare. Cu managerul a refuzat vehement și i-a spus că trebuie să plătească, cântărețul s-a enervat. A demarat mașina în trombă și la scurt timp după ce a plecat, i-a venit de hack celui care n-a vrut să facă afaceri cu el. A publicat pe contul său de Instagram mai multe story-uri în care îl jignește și cataloghează firma sibiană ca fiind una de 2 lei. Imagini desprinse parcă din Evul Mediu în cartierul Gușterița din municipiul Sibiu. Locuitorii de pe strada Carpenului se simt uitați de lume din cauza că, în ciuda cererilor făcute către municipalitate, de zeci de ani nu au asfalt pe stradă. Atunci când plouă, drumul, care este unul de pământ, se inundă și se umple de noroi. Apa ajunge în curțile și locuințele lor, iar de cele mai multe ori este nevoie de intervenția pompierilor. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.